Deși are doar 19 ani, Alex Stoica, care vine de la Dolhasca, și-a făcut deja foarte mulți prieteni care au fost alături la expoziție. Eu îl felicit, sunt unul dintre oamenii care pe parcursul dezvoltării lui ca elev a pus un număr și m-am bucurat că n-am sprijinit un lucru efemer, ci un lucru solid. Alex și-a văzut de școală, și-a văzut și de pregătirea plastică în cadrul școlii de arte Ion Irimescu de la Suceava. Gândiți-vă un copil care face naveta de la Dolhasca la Suceava, săptămână de săptămână, în weekenduri, și ca să lucreze, să se perfecționeze în arta picturii. Alex este cel care deschide anul plastic la Suceava. Aceasta este prima expoziție din 2013, așa că el este deschizătorul de drum pentru acest an și sper să fie de bun augur. Ne-am putut da seama cu toții de căutările tale. De altfel, dacă mă uit și în ochii tăi foarte inteligenți, care spun foarte multe lucruri, ochi destul de scrutători și necruțători, îmi dau seama că vei ști ce să alegi până la urmă din diferitele stiluri pe care încerci să le abordezi. Am fost impresionată de grădina franceză, am fost impresionată de acea pictură pe catifea, tehnică maură, spuneai. Este o bucurie de care te rog să profiți în continuare și să vedem cât mai multe lucrări pe semeze și împliniri de ale tale. Anumite lucrări mă amintesc chiar de Dalí, de suprarealism, dar mă abțin deoarece nu sunt în domeniu și astăzi avem prea mulți oameni care vorbesc despre orice necunoștință de cauză. Performanțele lui Alex Stoica au fost premiate de Area Suceava cu un training intercultural cu participanți din 6 țări. Area susține tinerile talente și dorim să-i oferim nu o tabără, hai să zicem un training intercultural într-un proiect intercultural care va avea loc în luna februarie la Suceava, unde participanți din 6 țări vor participa la acest proiect, Diversity Bridge se numește, și ești unul dintre invitații ca să arăți și celorlalți participanți tineri că Suceava, Bucovina, Dolhasca și zona aceasta are talent. Foarte emoționat la expoziție a fost tatăl tânărului pictor. Eu pot să mulțumesc prima dată tuturor celor care ați ajutat copilul meu. Mulțumesc Dumnezeu ce mi-a dat. Mi-a dat un băiat foarte cuminte și bun, ascultător. Da, să dea Dumnezeu să rămână așa, să fie un copil ceea ce am crescut eu, că eu știu ce am crescut.